Într-o recentă conferință de presă, deputatul PNL de Alba, Dan Coriolan Simedru, a cerut demisia de onoare a ministrului Agriculturii Daniel Constantin. Motivul invocat a fost nepublicarea în Monitorul Oficial în termenul legal a normelor de aplicare a legii privind vânzarea, cumpărarea terenurilor agricole din Extravilan. Pe lângă demisia de onoare a ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, vicepremierul Daniel Constantin, deputatul PNL este de părere că legea privind vânzarea, cumpărarea terenurilor agricole din Extravilan trebuie să se reîntoarcă în Parlament pentru a fi corectată. Este o lege care a ieșit greu, o lege aprobată în Parlament cu multe discuții. La momentul respectiv, Partidul Național Liberal era în coaliția de guvernare în USL și cu foarte mare greutate am acceptat ca această lege să fie adoptată în modul în care a fost adoptată. Am dat, să zicem, un vot de încredere, am mers pe o prezumție de încredere pentru ministrul de atunci al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, vicepremierul de astăzi, Daniel Constantin. Am constatat, în schimb, că domnul Daniel Constantin, președinte PC, vicepremier și ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ne-a umplut de promisiuni și bune intenții, fiind incapabil să își facă treaba și să risipească, așa cum ne doream cu toții, îngrijorarea românilor că pământul țării să fie vândut bucată cu bucată. Am ajuns la un moment în care termenul de emitere a normelor privind aplicarea legii a expirat. Legea este în funcțiune fără norme și nu există în viitorul apropiat nicio speranță că aceste norme să fie date. Din acest motiv, noi considerăm că, în primul și în primul rând, ministrul Agriculturii, principalul vinovat, ar trebui să-și dea demisia. Este vorba de o demisie de onoare. Și, în al doilea rând, această lege trebuie să revină urgent la Parlament pentru a fi discutată și corectată. În opinia deputatului PNL, un aspect grav prevăzut la articolul 3 din lege îl reprezintă posibilitatea declarării nulității actului de vânzare-cumpărare dacă acesta nu are avizele specifice ale Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Culturii. O altă prevedere a acestei legi care creează multe discuții și suspiciuni este vorba de faptul că pentru a se putea da posibilitatea vânzării și cumpărării terenurilor, trebuie să existe două avize, care mie mi se par absurde și cu o procedură și condiții, greu de realizat. Este vorba despre faptul că, și cetățenii trebuie să știe, că dacă își vor vinde terenul sau vor dori să cumpere, trebuie să aibă avizul Ministerului Apărării Naționale și a Ministerului Culturii. Ori nu există nicio reglementare care să spună în ce condiții aceste ministere își acordă avizul și în ce condiții nu își acordă avizul. Rămâne la o situație arbitrară dacă își acordă sau nu avizul pentru așa ceva. Iar aici, în primul și în primul rând, este foarte, afectat proprietarul de terenuri care dorește să intre în circuitul civil să-l vândă, dar în același timp și cel care urmează să cumpere. O problemă deosebită pune și articolul 6, aliniatul 3 din lege. Se instituie obligația primăriilor de a transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale un dosar care să cuprindă lista preemptorilor, adică, știți foarte bine, există dreptul de preempțiune în această lege. Dacă un cetățean vrea să-și vândă terenul, el nu-l poate vinde la oricine, el trebuie să anunțe la primărie și primăria trebuie să-l expună public, iar în termen de 30 de zile, toți cei care sunt vecini cu el, cu terenul respectiv, au dreptul să își exprime această opțiune de cumpărare, preemțiunea respectivă. Numai dacă
vecinii nu vor să cumpere terenul, atunci el poate să fie vândut la terțe persoane. Ori, de exemplu, termenul legal pentru exercitarea dreptului de preemțiune, care funcționa și până acum în lege, este de 30 de zile, iar prin acest articol 6 aliniatul 3, de exemplu, din legea numărul 17, a fost prevăzut obligația primărilor ca în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de cumpărare să fie anunțat Ministerul Agriculturii. Ori nu poți să anunți în 3 zile când de fapt exprimarea preemțiunii este de 30 de zile. Dan Coriolan Simedru a precizat de asemenea că vinovat în dreptul legii numărul 17 pe 2014 este și premierul Victor Ponta, cel care coordonează activitatea miniștrilor direct implicați în elaborarea ordinului comun privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor legii.